Vă invit să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și în seara aceasta voi citi doar o porțiune din capitolul 11, din Numeri, capitolul 11, începând cu versetul 4 până la versetul 15. Adunătorii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă. Ba, chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de pești pe care mâncam în Egipt și pe care nu ne costa nimic, de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă, de usturoi. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic, ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Mana semăna cu grăuntele de coriandru și la vedere era ca bedelionul. Poporul se risipea și o strângea, o măcina la râșniță sau o pisa într-o piuă, o ferbea în oală și făcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte făcute cu unt de lemn. Când cădea roa, noaptea, în tabără cădea și mana. Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a întristat și a zis Domnului, pentru ce mâhnești tu pe robul tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta de a-i pus peste mine sarcina acestui popor întreg? Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut ca să-mi zici, poartă la sânul tău cum poartă doi ca pe copil, până în țara pe care ai jurat părinților lui că i-o vei da? De unde să iau carne ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine zicând, dă-ne carne ca să mâncăm. Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Decât să te porți așa cu mine, mai bine omoară-mă. Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta, ca să nu-mi văd nenorocirea. Să ocupăm locurile. Am intitulat subiectul din această seară, pâinea cea de toate zilele. Dar înainte ca să spun ceva, vreau să vă mulțumesc că v-ați rugat Domnului pentru mine. Să știți că în mod real am avut nevoie de rugăciunile dumneavoastră. Eu nu prea am fost la spital. Am fost când am fost mic, probabil între 4 și 5 ani, atunci am mai fost pe la spital, dar am avut o teorie care a ținut până în prezent, am zis că nu-i bine să te duci la spital, că cei mai mulți oameni mor acolo, mor la spital. Dar acum am ajuns la spital și mulțumesc Domnului că v-ați rugat pentru mine. Cu câteva zile înainte de operație m-am întâlnit cu chirurgul care urma să mă taie dacă nu funcționează procedeul cu care voiau să mă opereze doctorii. I-am spus că mă rog lui Dumnezeu să n-am nevoie de el. Era un grec simpatic care trebuia să fie alături de ceilalți doctori în caz că nu funcționa ceva în tehnologia lor. Primul lucru, când mi-am revenit, mi-am băgat mâna să văd dacă cumva nu m-au tăiat și am văzut că nu m-au tăiat, m-am bucurat foarte mult. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, de familia mea și Domnul m-a trecut biruitor prin operația aceasta. Nu am o inimă nouă, am o inimă reparată acum. Am trecut printr-o reparație capitală și sperăm să funcționeze câțiva ani bine. În seara aceasta, tema pe care am ales-o din Numeri, capitolul 11, am botezat-o pâinea cea de toate zilele, sau dacă vreți, problema pâinii. În drumul nostru spre Canaan, una dintre problemele majore este problema pâinii. În călătoria noastră prin această lume, fiecare dintre noi ne lovim de problema pâinii. Într-o zi descoperim că trebuie să ne câștigăm pâinea. Până ce părinții ne-au ținut acasă, s-au îngrijit ei să avem pâine pe masă, dar după ce am ajuns la o anumită vârstă, ne-au preocupat pâinea pentru familia noastră. Să știți că problema pâinii este o problemă majoră pentru mulți creștini. Și aș vrea să discutăm câteva lucruri legate exact de subiectul acesta.
Înainte să discutăm subiectul, aș vrea să fac câteva afirmații generale. Să știți că cei mai nemulțumiți oameni din lume sunt aceia care au cel mai mult. Oamenii cei mai bogați sunt cei mai nemulțumiți din oamenii care sunt în lume. Foarte interesant, s-a făcut un clasament a celor mai fericite popoare, celor mai mulțumite neamuri de pe fața Pământului. Știți care sunt alea? Cele mai sărace, printre cele mai sărace. Știți că mexicanii se consideră mult mai fericiți decât noi, americanii? Acum nu știu de ce pleacă ei din Mexic și vin la noi. Probabil vor să fie la fel de nefericiți ca noi. Dar națiunile cele mai prospere sunt mai nefericite întotdeauna ca națiunile sărace. O altă afirmație, oamenii cei mai plictisiți sunt aceia cu cele mai multe opțiuni. Când nu ai decât foarte puține opțiuni, ești fericit cu alea care le ai și nu ești așa de nefericit ca noi care mergem într-un magazin unde avem o diversitate uluitoare de produse și nefericirea se naște că nu știm care e mai bun, nu? Luăm ceva și plecăm acasă gândindu-ne, no, uite ce afacere proastă, mai bine luăm ălălalt, că era mai bun. Și întotdeauna cei care au multe opțiuni sunt mai plictisiți, practic, și mai nefericiți decât ceilalți. Cineva a spus că cea mai periculoasă condiție a inimii noastre este când ea devine mulțumită, când ea devine nemulțumită cu darurile esențiale date de Dumnezeu. Cum ar fi cuvântul lui, de exemplu? Când avem pâinea vieții, când avem cuvântul lui Dumnezeu, vrem carne ca evrei. Evreii primesc mană gratis în fiecare zi de la Dumnezeu și într-o zi vor carne, vor altceva decât le dă Dumnezeu. Am fost împreună cu soția, cu destul de mulți ani în urmă, în Irlanda. Începuseră primele biserici în Dublin. Și o familie foarte simpatică ne-a dus la restaurant unde fratele era bucătarul la restaurantul acela. Bineînțeles, vă dați seama cum ne-a tratat. Și când am plecat spre casă, ne-a dus așa pe la terminarea programului și am plecat împreună cu tata acasă și cu întreaga familie. Unul dintre copiii lor a început să plângă că lui e foame. Cum am plecat de la restaurant? Lui e foame. Și mama zice, lasă că mergem acasă și are mama supiță. Nu-mi trebuie, vreau altceva. Am carne de nu știu, nu-mi trebuie, vreau altceva, altceva. Și atunci m-am întors spre sora și am spus, sora, aveți altceva? Ce da, nu, uite când merge acasă, mami îți dă altceva. Și s-a potolit băiatul și am avut liniște până acasă. Întotdeauna ființa asta nemulțumită vrea altceva decât primim de la Dumnezeu. De aceea suntem nemulțumiți de predicatori, de cântăreți, de biserică, vrem altceva. Asta e o dovadă mai degrabă a copilăriei noastre. Primul subiect care să-l discutăm în această seară l-am botezat nemulțumire și poftă. Se pare că astea două lucrează bine împreună, nemulțumirea cu pofta. Adunătura, zice Sfânta Scriptură, aici că adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit pofta. Adunătorii i-a venit pofta. Este foarte interesant cuvântul acesta, este în ebraică rable. Știți că și cuvântul Arabia vine de aici, care înseamnă amestecătură, neamuri multe amestecate la oaltă, popoare multe amestecate la oaltă. În Exodul, capitolul 12, versetul 38, ni se spune că o mulțime de oameni de tot soiul, sublineați asta, de tot soiul, oameni de tot soiul, s-au suit împreună cu ei, aveau și turme însemnate de oi și boi. Când au ieșit evreii din Egipt, o mulțime pestriță de națiuni diferite, nemulțumiți de Egipt, nemulțumiți de situația lor materială de acolo, s-au alăturat acestui exod și au însoțit poporul lui Dumnezeu în călătorie. Ei, mulțimea aceasta, acest rable, nu? Care înseamnă
și sânge amestecat, amestecătură de sânge, de oameni de diferite națiuni, egipteni, alte națiuni, oameni dornici de binecuvântări. Când au auzit că Dumnezeu binecuvântează pe Israel și dă o țară unde curge lapte și miere, domnule, păi de mers acolo, nu? Au părăsit Egiptul, s-au alăturat și au plecat. Adunătura aceasta are pofte. Mana zilnică îi plictisește. Dintr-o dată, primii plictisiți din toată coloana aceasta uriașă de emigranți, dacă vreți, primii plictisiți sunt trupa aceasta de rable, de adunătura aceasta de sânge amestecat, de națiuni diferite, au pofte. Se plâng, cârtesc, bombănesc. Vor un alt mod de viață decât ăsta pe care îl duc constant, aceeași mâncare în fiecare zi, în fiecare zi. Noi când am venit din România ne-am oprit în Roma. Am stat la o pensiune în Roma și cred că am stat vreo 7 sau 10 zile, cam așa, și ne-au dat exact aceeași mâncare în fiecare zi. Dar era bună. Aproape că am fost foarte mulțumiți de ea. Macaroane în fiecare zi. Cum veneam din România lui Ceaușescu, în care am răbdat mai mult de foame decât am avut ce mânca. Dar când mănânci aceeași mâncare în fiecare zi, chiar bună să fie, nu, încep să te plictisești de ea. Și mai ales dacă nu înțelegi că ea vine de la Dumnezeu, că ea este darul lui Dumnezeu. Foarte interesant că adunătura aceasta a fost așa de nemulțumită de Egipt că a vrut să plece și a plecat din Egipt. Și acum aceeași adunătură este așa de nemulțumită de Dumnezeu că este gata să facă viața mizerabilă a tuturor celor din jur. Ascultați-mă, când ești nemulțumit și nu știi să-ți înfrânezi această pornire a firii tale pământești, vei fi nemulțumit și de Dumnezeu. Nu contează unde ești, vei găsi motive să fii nemulțumit în continuare. Nemulțumirea asta este contagioasă, este ca o boală molipsitoare. Dintr-o dată spune cuvântul lui Dumnezeu că până și evreii, nu? Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică. Păi dacă auzi pe toată lumea ăștia din jurul tău că plâng, bombănesc, nu le place, începi și tu să înveți limba asta a lor și comportamentul lor. Cine ne va da carne să mâncăm? Și acum, dintr-o dată, le vine mintea la loc. Încep să-și aducă aminte cu detalii, nu? Trecutul, dintr-o dată, devine strălucitor. Au uitat de robie, au uitat de biciul vătafilor, au uitat de cărămizile care trebuie să le facă, de adunatul paielor de pe câmp, au uitat tot și dintr-o dată își aduc aminte de ce? De pești pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic. Wow! Free fish! De castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă, de usturoi, de toate își aduc aminte acum. Întreaga grădină, toate straturile le iau pe rând, nu? Și aduc aminte ce bogăție a fost, domnule. Bun, bogăție, dar bătaia care a luat, ai uitat de ea, nu? Ai uitat mizeria? Aud pe câte un nostalgic din ăsta din România și îl citesc pe Facebook câteodată și aduce aminte ce vremuri extraordinare erau sub Ceaușescu, nu? Primeai butelie, domnule, nu? Gratis. Primeai cine știe ce, gratis, nu? Wow, ce grozav era, nu? Dar ai uitat mizeria, ai uitat suferințele dintr-o dată și numai lucrurile bune mai le țin minte, nu? Adunătura aceasta cu nemulțumirea ei contaminează întreaga tabără. Este foarte interesantă reacția lui Moise. Moise este absolut devastat. Am ținut neapărat să vă citesc cuvintele lui, pentru că sunt cuvintele unui om absolut disperat în situația în care se găsește. Zicea el, nu e poporul meu, Doamne, nu eu l-am făcut pe ăsta, nu? Tu l-ai făcut practic, așa nemulțumit cu mâini și cârcotaș, nu? Îmi cer mie să-l duc într-o țară în care curge lapte și miere, de unde să le dau eu mâncare la ăștia? Mai degrabă
le spune lui Dumnezeu mai departe, zice, Doamne, de unde vor mânca ăștia carne? Și o lună întreagă, pentru că Dumnezeu pe urmă zice, lasă că le dau carne și o lună întreagă, numai carne o să mănânce. Până se satură de carne. Și acum Moise este mai disperat, Doamne, o lună întreagă, de unde să le dau? Să tăiem toate oile și toți boii. Zice, nu o să le ajungă. Nu cumva avem să prindem toți peștii mării ca să le ajungă, versetul 22. Nu cumva o să golești marea să le dai de mâncare la toți ăștia. Domnul i-a răspuns lui Moise, nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Nu cumva crezi că eu nu pot să fac aceste lucruri? Dar Moise este un om absolut disperat în fața unei nevoi, în fața unui popor care bombănește, care se plânge, care cârtește și care vrea altceva. Îți dă Domnul mană. Nu, el vrea altceva. Nu? Și atunci Domnul spune, vreți carne? Nu, carne o să căpătați. Înainte însă, Domnul are de lucrat cu Moise. Moise este un om disperat care zice, Doamne, mai bine omoară-mă, să nu văd nenorocirea asta. Ceea ce se va întâmpla acum va fi o răscoală, o nenorocire. Simt cum mânia ta este așa de mare, ridicată împotriva acestui popor, că o să-i faci praf pe toți. Mai bine ia-mi viața și scapă-mă de nenorocirea asta. Și atunci Dumnezeu îi zice, adum 70 de oameni, de bărbați, dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care îi cunoști ca bătrâni ai poporului și ca putere asupra lor, care au o autoritate, care sunt recunoscuți ca și lideri în comunitate, adu-i la cortul întâlnirii ca să se înfățișeze acolo împreună cu tine. Eu mă voi coborâ, îți voi vorbi acolo și voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei. Cu alte cuvinte, o să-ți dau un ajutor acum, nu o să te las singur să dai de mâncare la toți necășiții ăștia și protestatarii aceștia. Dar haideți, înainte să pătrundem în partea aceasta, să discutăm puțin despre binecuvântarea aceasta a manei cerești. Dumnezeu a găsit o soluție dumnezeiască pentru poporul acesta care trebuia să călătorească 40 de ani prin pustie. În fiecare dimineață are mâncare proaspătă pentru ziua respectivă. Sâmbăta are pentru două zile, pentru că sâmbăta nu trebuia, vinerea era culegea pentru două zile, ca în sabat să nu trebuiască să muncească, să culeagă. Mana aceasta era pâinea asigurată de Dumnezeu pentru călătoria aceasta. Era o hrană dulce, hrănitoare și aici aș vrea să ne gândim și la dulceața cuvântului lui Dumnezeu de care vorbește Biblia. A fost neschimbată timp de 40 de ani și interesant că evreii s-au plictisit cu meniul acesta dumnezeiesc, așa cum probabil și noi ne plictisim de Scriptură, că am vrea altceva. Țin minte că la Chicago a venit cineva care știam eu bine din România, că nu era el prea pocăit, dar care a venit să-mi spună, măi, hai, lasă-o în pace, zice, cu atâta predicat la biserica asta, zice, avem și noi nevoie să ne întâlnim așa sâmbătă, mai mâncăm niște sarmale, mai vorbim unul cu altul, zice, lasă-mă atâtea religie, hai să facem ceva ce îi plăcea lui. Nu, ăsta vrea carne, vrea altceva decât îi dădea Dumnezeu. Nu mai voia mană, era sătul de mană. Mă noroc că ăsta nu avea prea mulți adepți, că altfel cine știe ce votau frații. Și mă puneau la făcut sarmale în loc de predici. În poporul acesta pornește ceea ce se numește murmur și plânset, protest și lacrimi. S-a plictisit poporul acesta lui Dumnezeu cu binecuvântarea constantă care o primește în fiecare zi de la Domnul. Vrea altceva. S-a săturat același lucru. Vrea altceva. Vrea ceva diferit. Nu? Să știți că plictiseala este... O să avem o lecție specială despre plictiseală.
Plictiseala este o problemă foarte mare pentru sufletul nostru și mai ales pentru spiritul nostru creștin. Ne plictisim de binele care ne le dă Dumnezeu, ne plictisim de cuvânt, ne plictisim de biserică, ne plictisim de programele care le avem. Plictiseala este un păcat foarte mare. Nemulțumirea poporului produce această nemulțumire a lui Moise. Și ați auzit cuvintele lui Moise. De unde să iau carne să le dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine zicând, dă-ne carne. Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, că este prea greu pentru mine. Moise crede că el trebuie să poarte poverile acelui popor. Să știți că aici ar trebui o lecție să învețe orice lider religios, nu contează la ce nivel. Nu trebuie să porți tu povara aceea. Nu e poporul tău, e poporul lui Dumnezeu. Lasă să-l poarte Dumnezeu. A fost o mare eliberare pentru mine când am învățat lucrul ăsta. Câteodată așa seara spuneam, Doamne, biserica, vezi că biserica ta are niște probleme foarte mari, eu mă duc la culcare, pare rău, dar nu le pot rezolva și așa. Și am început să am liniște și pace. Dar atâta timp cât crezi că poporul acesta, poverile lui sunt poverile tale, atunci intri în disperare ca și Moise. Israelul nu face deosebire între nevoi și dorințe. Nevoia lor era împlinită foarte clar prin mana care venea de la Dumnezeu. Mana aceea conținea toate ingredientele necesare să aducă, să mențină sănătate, să dea substanță vieții și să întrețină viața în călătoria aceea care nu a fost ușoară. Dumnezeu asigura prin mana aceea toate mineralele necesare. Necesitatea era acolo, dar se ivește dorința. Să știți că nu totdeauna dorințele noastre sunt și necesitățile noastre. Și mare înțelepciune are omul acela care știe să facă diferența între nevoie și dorință. Dacă ne știm nevoile, vom cumpăra ceea ce e nevoie. Dacă ne lăsăm cuprinși de dorințe, vom cumpăra ceea ce nu avem nevoie și vom deveni americani, nu? Zice că americanul este omul care cu bani care nu-i are, cumpără lucruri de care n-are nevoie să facă în ciudă oamenilor pe care nu-i iubește. Nu? Asta e definiția americanului. Și atunci cumpărăm lucruri nu de nevoie, ci din dorință. Am văzut pe cineva și a făcut poze cu mașina lui grozavă, așa, era prin Facebook-ul cum stătea el în fața mașinii lui. Wow! Era foarte valoros dacă adunai la el și valoarea mașinii. Dorințele ne orbesc și nu mai vedem binecuvântările lui Dumnezeu. Când vrem altceva ce ne dă Dumnezeu, nu mai vedem binecuvântările Domnului, ci ne simțim frustrați, suntem gata să bombănim, suntem gata să protestăm, să ne plângem, nu? Că vrem altceva decât ne dă Domnul. Poftele distrug relațiile cu semenii și cu Dumnezeu. De unde vin neînțelegerile și tensiunile dintre voi, zicea Iacov? Nu vin cumva din poftele voastre? Ia, din poftele noastre vin nemulțumirile și conflictele care există între noi. Zice, și nu cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând rău, spunea Iacov, ca să risipiți în poftele voastre, să vă satisfaceți poftele. Și atunci apare invidia, apare concurența, apare mentalitatea aceea, nu vreau capră, Doamne, vreau să moară lui vecinul. Nu? Mentalitatea aceea pe care o are omul invidios. Ce se întâmplă cu Moise este că Moise se plânge lui Dumnezeu că povara asta este prea grea, poporul este prea încăpățânat,
e prea revoltat, prea plin de pofte, el nu poate să le satisfacă. Și atunci Dumnezeu spune, Moise, caută 30 de bărbați, caută 30 de bărbați care vor deveni de azi înainte ajutoarele tale spirituale. Ei trebuie să fie în primul rând bătrâni, nu? 60 de bărbați din bătrânii lui Israel, acum pentru că sunt în categoria aceasta bătrânilor, așa, aș vrea să spun și eu ceva în apărarea noastră a bătrânilor. Spune un proverb onestă că nu e un bătrân să-l cumperi, nu? Cum sunt oameni care dacă au un bătrân vor să-l vândă, vor să-l dea la un nursing home, vor să scape de el, nu? Eu zic că mentalitatea asta a fost foarte păgubitoare în istoria lui Israel. Țineți minte că Roboam, primul împărat care a venit după Solomon, a chemat la sfat pe bătrâni prima dată și ăștia au zis, mă, ascultă poporul ăsta că se plânge că este prea exploatat. Pentru că taică-tu a pus pe capul lor și pe umerii lor niște poveri uriașe să construiască templul și toate construcțiile lui. Ușurează-le că acum s-a terminat perioada de construcție. Edă ăsta a zis, hai să mă consult și cu aia tineri. Și au venit comitetul de tineret, care a zis, a, uite, dacă vrei să arăți cât ești de grozav, spune la prăpădiță aia, domnule, că degetul tău mic e mai gros decât coapsele lui taică-tău și că dacă taică, tatăl meu va bătu cu biciul, am un bici de metal cu vârful de oțel la capătul biciului. Știți ce s-a întâmplat? 10 triburi l-au abandonat și a rămas cu numai 2 dintre triburile lui Israel. Ascultați și de bătrâni, că și ăștia cel puțin au experiență. Nu vă scăpați de ei. Eu mă voi coborâ, i-a spus Dumnezeu lui Moise, versetul 16 din Numeri 11, Domnul a zis lui Moise, adună la mine 70 de bărbați dintre bătrânul lui Israel, dintre cei care îi cunoști ca bătrâni ai poporului și cu putere asupra lor, deci care au autoritate, care au calități de conducători, adu-i la cortul întâlnirii și să se înfățișeze acolo împreună cu tine. Eu mă voi coborâ și îți voi vorbi acolo, voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei, ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să nu o porți tu singur. Dumnezeu îi dă un sprijin spiritual lui Moise, nu îl mai lasă singur. Îi dă un comitet, dacă vreți, de oameni cu experiență, cu trecere la popor, ca să poarte împreună povara acestui popor. Este un sprijin spiritual. Ce este foarte interesant este că a venit Duhul lui Dumnezeu peste ei. Și dacă citiți mai departe, Domnul s-a coborât în nor și a vorbit lui Moise, a luat din Duhul care era peste el și l-a pus peste cei 70 de bătrâni. Și de îndată ce Duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească, dar după aceea nu au mai prorocit. Doi oameni, unul numit Eldad și altul Medad, rămăseseră în tabără și Duhul s-a așezat peste ei, căci erau dintre cei scriși, dintre cei pe lista celor 70, dar ce știu eu, nu s-au grăbit, au uitat, dacă ești bătrân, nu mai și uiți. Nu se duseseră la cort și au început să prorocească în tabără. Interesant că primul care s-a alarmat, se pare, la treaba asta, a fost Iosua. Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise, din tinerețe a luat cuvântul și a zis, Domnule Moise, oprește-i! Oprește-i, Domnule Moise! Și Moise a zis, ascultă, bine, ești gelos pentru mine să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul peste ei. Ce s-a întâmplat în perioada aceasta, poporul primește altă pasăre. Cei 70 primesc porumbel,
ceresc care coboară peste ei, iar restul poporului primește altă pasăre, prepelițe. Ăștia primesc prepelițe. Cred că ar trebui să avem grijă ce cerem de la Domnul. Când suntem nemulțumiți de Domnul, de călăuzirea lui Dumnezeu, de darurile lui Dumnezeu, Dumnezeu ne lasă să ne împlinește rugăciunile. De aceea ai grijă ce cer de la Dumnezeu, că s-ar putea să te asculte și să regreți mai târziu treaba asta. Vântul bate peste mare și aduce prepelițe. Vântul lui Dumnezeu vine, acel ruah, cum spune Vechiul Testament, și umple pe cei 70 cu Duhul lui Dumnezeu și încep să prorocească. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este foarte interesant, de la versetul 31. Domnul a făcut să sufle de peste mare un vânt care a adus prepelițe și le-a răspândit peste tabără, cale cam de o zi într-o parte și cale cam de o zi în cealaltă parte în jurul taberei. Deci cât mergea un om pe zi în stânga și în dreapta, așa, atâta era coloana aceea, dacă vreți, de prepelițe care veneau în zbor peste tabără, zburau la o înălțime de 2 coți de la fața pământului. Deci cam la nivelul ăsta, așa, 2 coți, numai bine să le iei la cu bățul de baseball, nu? Și asta au și făcut-o evreii, s-au apucat la vânătoare de prepelițe, domnule. O abundență colosală, vântul bate de peste mare, duce binecuvântarea aceasta a lui Dumnezeu, nu? Să știți că de multe ori, când Dumnezeu ne răspunde la anumite rugăciuni, nu toate sunt binecuvântări. Și Dumnezeu ne dă uneori, pentru că suntem prea insistenți și vrea să ne dea câte o lecție, ne împlinește rugăciunea. Pentru că poftele sunt periculoase, cel de-al treilea subiect al meu din această seară. Poftele sunt foarte periculoase. Peste poporul lui Dumnezeu vine o abundență absolut înșelătoare. Vântul Duhului, Ruach, s-a așezat peste cei 70 de lideri, 70 de bătrâni și i-a umplut pasărea asta divină, dacă vreți, porumbelul sfânt. Dar vântul cărnii, care a venit de peste mare, peste un popor cârtitor, le-a adus prepelițe. Cei 70 primesc porumbelul, poporul primește prepelițe. 36 de ore au participat la adunat prepelițe, la vânătoare de prepelițe. Acum, foarte mulți dintre dumneavoastră ați văzut în America quails, nu? Eu aveam un prieten, frate, care avea o crescătorie din astea și mai ales de anul nou ne aducea câte o tavă din aia plină de ouă de prepelițe, de quails, și întotdeauna serveam de la el friptură de prepelițe, ne simțeam ca evrei în pustiu. Nu sunt mari. Dacă ați cumpărat vreodată cornișon, găinușele alea mici de pe la store, nu? Când a fost COVID-ul, eu și soția, așa am scăpat de COVID, că am mâncat numai supă de cornișon, cred că vreo 2 săptămâni, altceva n-am mâncat nimica. Ei, prepelițe astea nu sunt mari, sunt micuțe, așa, dar 36 de ore au adunat, mana o adunau într-o singură, câteva ore probabil, s-au plictisit de adunat mana, acum au investit 36 de ore non-stop, să adune carne, domne, să aibă carne din belșug. Dacă socotiți ceea ce spune Sfânta Scriptură, în tot timpul zilei și toată noaptea și toată ziua următoare, poporul s-a sculat și a strâns prepelițe. Cel ce strânsese cel mai puțin avea 10 omeri și le-au întins în jurul taberei. 10 omeri, 500 de galoane de carne, de pasăre, de persoană.
Și ăștia au fost aia mai leneși, cei care nu se priceau la lovit cu baseball, băta de baseball așa bine ca aia alți. Închipui ăia alți care au fost mai harniți și mai întreprinzători, mai buni vânători, ce cantitate uriașă au strâns, nu? Au început carnea să li se se putrezească între dinți, spune Sfânta Scriptură. Pe când carnea era încă în dinții lor, fără să fie mestecată, Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul l-a avut pe popor cu o urgie foarte mare. Au pus locul aceluia numele de Kibrot Hatava, mormintele lăcomiei. Mormintele lăcomiei. Au murit de lacomi ce erau, cu carnea între dinți. Pentru că acolo au îngropat pe poporul apucat de poftă. Poftele, să știți că nu satisfac niciodată. Ele întotdeauna ne vor duce la moarte. Israel a crezut că poate înlocui pâinea cerească cu carnea pe care el a vânat-o. Au murit acolo la Kibrot Hatava și au fost îngropați în aceste morminte ale lăcomiei. Este o ilustrație foarte simpatică. Se spune că Abraham Lincoln se plimba pe stradă cu doi dintre băieții săi, care plângeau amândoi în gura mare. Un trecător l-a întrebat: domnule președinte, care e problema băieților? De ce plâng? Lincoln ar fi răspuns: au aceeași problemă ca lumea întreagă. Am 3 nuci în buzunar și fiecare din ei vrea 2. Asta e problema lumii întregi, spunea. Fiecare vrea mai mult decât este, mai mult decât e disponibil. Și întotdeauna când pornește dorința aceasta întotdeauna duce la păcat și la înstrăinare de Dumnezeu. Ce minunat este că harul lui Dumnezeu merge mai departe cu acest popor cuprins de lăcomie și de la mormintele lăcomiei se duc la Hațor. Hațerot, vă rog să mă scuzați, de la Kibrot Hatava poporul a plecat la Hațerot și s-a oprit la Hațerot. Hațerot înseamnă oază, ce înseamnă oază în deșert, înseamnă palmier, înseamnă apă, verdeață, loc de odihnă, binecuvântare dacă vreți. Odihnă și meditație, probabil acolo au început să-și dea seama unde duce lăcomia. Mulți dintre ei aveau rude îngropate la Kibrot Hatava, îngropate nisipul acela. Toți regretau probabil pofta aceea nesăbuită care a făcut să vrea carne, să vrea altceva decât le-a dat Dumnezeu și să-și strice relațiile cu Creatorul. Se întorc la mana cerească. Călătoria continuă și Dumnezeu nu se supără și le dă mană în fiecare zi. Și asta a durat 40 de ani până au ajuns în țara promisă. Când au gustat din grâul existent în Canaan, a doua zi n-a mai venit mană din cer și Dumnezeu i-a lăsat să-și câștige ei, să-și adune ei pâinea cea de fiecare zi. În concluzie, vreau să menționez 7 lucruri care sunt foarte importante. Este o vreme când adunarea se transformă în adunătură și este una dintre cele mai periculoase vremuri în orice comunitate umană. Când adunarea se transformă în adunătură, apar în Biserica lui Hristos, în comunitate, oameni care au alte agende, care au alte viziuni, au alte pofte, vor altceva decât dă Dumnezeu. Și atunci comunitatea suferă enorm de mult. Al doilea lucru, să știți că poftele cărnii sunt întotdeauna molipsitoare. Uitați-vă la noi, întotdeauna ne uităm, dacă cineva ne spune: măi, am fost nu știu la ce restaurant și așa, servesc aia niște porții mari, ne ducem și noi acolo, mânați de pofta care ni s-a stârnit. Este suficient să vedem o mașină tare la cineva,
să ne uităm și noi la dealerul ăla, cum am putea să avem și noi asemenea mașină. Asta și cu casele, cu hainele, cu toate lucrurile, întotdeauna poftele cărnii sunt molipsitoare. Nu vă lăsați molipsiți de ele. 3. Pericolul plictiselii de darul divin zilnic este foarte mare. Să nu ne plictisim niciodată de pâinea vieții. Să nu vrem altceva. Să nu căutăm alte surse de hrană pentru sufletul nostru. Să ne mulțumim cu mana care ne-o dă Dumnezeu, cu mana de fiecare zi. Luați Scriptura în fiecare zi, citiți-o în fiecare zi, hrăniți-vă sufletul în fiecare zi cu ea. Numărul 4, să nu confundăm niciodată nevoile cu dorințele. N-ai vrea să ne cumpărăm și noi și urmează obiectul. Prima întrebare este, avem nevoie de el sau ne dorim să avem și noi ca și nu știu cine? Stabiliți imediat ce este dorință și ce este nevoie. Să nu le confundăm. Și apoi, ar trebui să avem grijă când ne rugăm ce cerem de la Dumnezeu, că s-ar putea să ne asculte. Și să ne pare rău, pe urmă, că am vrut prepelițe și câteodată Domnul ne ascultă numai ca să ne scârbească, probabil pentru tot restul vieții, de obiectul respectiv pe care l-am cerut cu atâta insistență. Numărul 6. Firea pământească face sacrificii pentru poftele cărnii. Să nu uitați asta. Suntem gata să facem orice sacrificiu pentru poftele cărnii. Asta este firea pământească, este natura coruptă în care noi trăim. Și numărul 7, mormintele lăcomiei populează cimitirele de azi. Și Kibrot Hatava ar trebui să se numească multe dintre mormintele somptoase ale americanului de azi. Vreau să închei cu o povestire foarte simpatică care o să vă lămurească care este diferența între nevoie și dorință. Se zice că la ședința Consiliului de Conducere a unei firme s-a specificat nevoia de cabineți pentru dosare. Era nevoie de circa 50.000 de dolari să fie investiți în acești cabineți metalici. La o analiză mai atentă, președintele a sugerat ca mai întâi să se verifice fiecare dosar și să se arunce documentele care nu erau necesare de păstrat. În câteva zile s-a constatat că firma avea prea mulți cabineți, așa că au mai vândut câțiva la licitație. Uneori nu facem prea ușor diferența între nevoie și dorință. Povestea aceasta este foarte ilustrativă. Întotdeauna puneți întrebarea, e nevoie sau este doar o dorință? S-ar putea să fie dorință care nu neapărat satisface o nevoie reală. Haideți să ne ridicăm acum în picioare, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și, printre altele, să nu uităm câteva dintre lecțiile care le-am învățat în această seară și să spunem, Doamne, ajută-ne să știm să facem deosebire între nevoie și dorință. Ajută-ne, Doamne, să fim mulțumiți cu mana Ta cerească care ne-o dai. Ajută-ne, Doamne, să urmăm călăuzirea Ta în drumul acesta spre țara promisă. Să ne rugăm!